Pentru mine e Halloween-ul. Pentru voi e 1 noiembrie, pentru că atâta durează să filmez, să editez un clip o zi. 31 octombrie. În 1996, de Halloween, tatăl meu venea acasă cu primul nostru Cielo. Mi-aduc aminte că mi se părea o navă spațială. Cam de atunci a început pasiunea mea pentru mașini. Deși mașina era una de România, făcută în România, modelul era unul corean. Și astăzi, 26 de ani mai târziu, vă prezentăm încă o mașină coreană nouă. Made in Korea, prima din țară, momentan singura, trebuie să vină și restul, și este versiunea electrică pentru că hibridele și plug-in hibrid urmează să apară, nu există prețuri, nu există încă dată de lansare pentru ele. Dar avem aici noua Kia Niro în versiune electrică, o să o prezentăm. Când o să fie un an matriculat, o să o luăm și la test. Azi îi facem o scurtă prezentare. Prima Kia Niro din România, modelul nou. Hai, nu mai lungim. Aveți grupul de Telegram cu abonații în descriere. Aveți multe link-uri în descriere. Nu mai lungim, hai să începem. Gata, am dat prima revizie, dar fiți fără griji, mașini cu Lucipopa și piese auto Moreni, mai fac încă un giveaway cu ulei și filtre pentru viitoarea voastră revizie. Piese auto Moreni se află în Moreni, Dâmbovița, au prețuri bune, livrează în toată țara, susțin canalul Mașini cu Lucipopa, o să vă las Facebook, mail și WhatsApp în descriere dacă vreodată vreți să comandați de la ei și oferim încă o dată o revizie, adică ulei și filtre pentru mașina voastră. Ce trebuie să faceți ca să intrați la giveaway? Simplu, abonați la Mașini cu Lucipopa, like la acest clip și comentați cu ce mașină aveți și ce ulei și ce filtre îi băgați. Baftă! Cu toate că Niro nu a apărut de mult timp, adică prima generație a apărut prin 2016, la noi a apărut prin 2018, deja avem a doua generație. Prima generație a trecut și printr-un facelift, designul a fost schimbat complet. S-a schimbat și platforma, însă, ce trebuie să țineți voi minte? Prețurile. Puțin sub 40.000 de euro cu RAB la 39.700 și un pic pentru versiunea de bază. Noi avem aici o versiune premium cu ceva dotări pe ea. Este 60.000 fără rabla, deci undeva la 48-49.000 cu tot cu rabla. Dacă înainte aveam design cu grilă Tiger Nose, acum avem Tiger Face. Deci acesta este un design Tiger Face. Grilă nu mai este la versiunea termică sau versiunile hibride și plug-in hibride vom avea o grilă. Aici este plină și avem mici elemente de diferite culori menite să-i dea un pic de personalitate. Acum avem versiunea electrică, ceea ce înseamnă că portul de încărcare este aici în bot. Dacă faci accident și lovești portul de încărcare, există șanse să nu poți să o încarci, dar avantaje și dezavantaje. E mult mai ușor de poziționat la stație o mașină cu port de încărcare în bot decât una pe lateral. Radarul se află aici și în rest avem piano black. Observăm că avem pe lângă vopseaua asta Interstellar Grey, mai avem elemente de diverse nuanțe. În versiunea de bază primim faruri cu halogen. Presupun că vor fi cu lupă, că de obicei la Kia mai sunt cu lupă. Aici avem farurile de top, care nu costă foarte mult, nu mai țin exact cât, 600 și ceva de euro. Faruri matrix LED adaptive, lumina de zi devine semnalizare atunci când semnalizezi. Ceața este și ea cu LED, iar lumina de zi se numește heartbeat, exact pe modelul unei electrocardiograme. Foarte drăguț. Spre deosebire de alte modele care au farul integrat aici mai jos și lumina de zi mai sus, la Niro avem dunga asta cromată, care pare că ar fi lumina de zi, dar nu. Lumina de zi cu tot cu semnalizare destul de jos. Și pentru că Niro a primit 5 stele la testele siguranței oră în cap, plasticul din blocul optic este elastic ca să absorbă șocul. Practic, ricoșează pietonul din ea și nici nu se sparge. Cred că și la versiunea cu halogen ai semnalizări cu LED incluse în oglindă. Acum, ce trebuie să observați? Avem designul acesta, similar cu cel din luminile de zi, e chiar identic, dar acesta este tema lui Niro la exterior. Poți avea oglinzile vopsite în culoarea caroseriei sau nu, în funcție de echipare. Așa arată spatele în ansamblu. Acum hai să intrăm un pic în detalii. Spatele s-a schimbat la Niro complet, nu că fața nu s-ar fi schimbat, dar avem un eleron cu rol aerodinamic destul de mare, de asta e așa de mare, cu dita mai stopul central. N-ai cum să nu-l vezi dacă pune cineva frână. Acum, stopuri full LED
în standard. Indiferent de ce versiune cumperi, stopurile sunt full LED. Acum, mai aici niște elemente aerodinamice și stopul se extinde din dreptul ușii, se extinde până aici, dar cu toate astea nu sunt în extremitățile mașinii. Asta am mai văzut la noul BMW X1, dar în față. Stopurile nu sunt la extremitățile mașinii. Însă, dacă este să mergem aici jos, observăm același heartbeat, aceeași electrocardiogramă pe care o găsim în față, în spate. Semnalizările sunt în forma literei C, ceața e pe partea asta, marșarierul este pe partea cealaltă, aici, ca să țineți minte. Dacă sunteți în Hummer, s-ar putea să nu le vedeți. Dacă sunteți într-o mașină normală, nu veți avea nicio problemă în a le vedea. Plus că ele sunt destul de puternice. Noua emblemă de Niro și Kia, evident, noua siglă Kia în față. Scopul lui Niro e să fie eficient, ceea ce înseamnă că singurele jante disponibile sunt cele pe 17. Și din partea mea au un like pentru că jantele mai mari mai distrug un pic din confort. Anvelope Continental Eco Contact 6Q, anvelope pentru modele electrice. McPherson față, independentă spate, 305 mm frână față, 300 mm frână spate. Și avem evident ornamentele acestea și aici, și aici, și aici, peste tot, și în față și în spate. E bine, acestea pot fi negre, nelucioase, negre, lucioase sau gri, lucioase. Și aceste ornamente pot fi asortate cu acest panou aripă, dacă vreți să o numiți, cum vreți să îi spuneți. Ei bine, asta poate fi în culoarea caroseriei, poate fi gri sau poate fi în două tipuri de portocaliu. Nu le poți combina cum vrei tu, adică nu poți să ai exterior roșu cu lateral portocaliu. Trebuie să le asortați în funcție de anumite culori. Dar dacă vi se pare că mașina și ușa nu se aliniază, ei bine, asta pentru că avem aici o priză de aer care este făcută să scoată aerul pe aici și astfel mașina să fie cât mai aerodinamică. E un pic ciudat pentru că nu mai vezi la modele din gama asta de preț așa ceva, dar totul este făcut pentru aerodinamică. Ce este drăguț este că și cei din spate vor vedea LED-ul de semnalizare, adică nu ai doar pe litera C aici, ai și aici în față special pentru oamenii care vin din spate. Pe fețele de ușă avem material moale aici, moale aici, mai tare aici, dar nu este neapărat tare, seamănă cu spatele unui telefon mobil care e făcut din plastic, alt material cu altă textură aici, alt material cu altă textură aici și buzunare care nu sunt atât de mari pe cât m-aș fi așteptat. Ei bine, tot ce înseamnă vopsea, vopseaua asta spre exemplu, e o vopsea prietenoasă cu apa, în sensul că este o vopsea bazată pe apă, dar nu folosește multă apă în compoziția sa și nu are nici elemente toxice, dăunătoare, cum ar fi benzen. Pentru prima dată pe Niro avem portbagaj acționabil electric, doar că mașina e pornită și nu merge din cheie. Asta trebuie să țineți minte, am luat cheia degeaba. Portbagaj acționabil electric, 3 versiuni de echipare, pe primul nu poți, pe al doilea opțional, pe al treilea e standard. Acum avem așa, un volum de portbagaj de 470 de litri, sau 475, da, 475 de litri, mai mare decât la generația trecută și avem o podea falsă. Se vede, da? Dacă rabatezi bancheta, evident, ai podea plană. Dar dacă ai nevoie de mai mult spațiu, adică de toți cei 475 de litri, atunci poți coborî podeaua falsă și dacă vrei să împingi bagajele, e bine, poți că ai treapta asta. Alt lucru interesant, destul de des întâlnit la coreene, ia fiți atenți aici, banchetă cu două trepte, astfel încât poți să stai vertical, să pui un scaun de copil sau poți să stai rezemat și astfel stai ceva mai confortabil. Pentru prima dată pe Niro, amortizoare la capotă, antifonare, nu știu, nu mai țin minte dacă avea, dar cred că avea și generația trecută, cred că avea. Și ia fiți atenți aici, tararara, încă 20 de litri de portbagaj, avem aici un frunk Kia, cauciucat pentru aderență, cu o plasă pentru diverse obiecte și de aici, la fel ca la EV6, intri la borna de la bateria de 12V. O fie electrică, dar toate mașinile au baterie 12V. Asta e descărcată, degeaba ai bateria normală plină, pentru că nu va porni mașina. Tot eram la capitolul materiale, plafonul e făcut din materiale reciclate. Se simte. Se simte ca fața de ușă de la Mazda MX-30 aproape. Și avem 1, 2, 3 mânere, nu avem la șofer mâner. Și așa arată cheile, cheie tip grenadă de la Kia, cu deschidere de portbagaj și cu Smart Park Assist, adică faci mașina să iasă și să intre singur în parcare și cu funcție de evitare. Avem 10 tipuri de tapiserie, stofă,
piele ecologică confort, piele ecologică premium, stofă și piele ecologică. Scaunele pot fi așa, șofer cu reglaj electric, șofer și pasager cu reglaj electric, șofer cu memorie. Și am impresia că asta are memorie sau nu? Ha? Nu, asta nu are memoriile. Cu sau fără suport lombar, cu sau fără reglaj pe înălțime, încălzite față, încălzite față și spate, ventilate față dacă vrei, o multitudine de tipuri de scaune. Cu tot cu vorba lui Vlad Micșunescu, tetierele astea în stil IT cu agățătoare cu ier pe spate. Altă chestie, doar pe premium ai pedale din aluminiu, iar în versiunea standard volanul nu este îmbrăcat în piele. Piele ecologică, evident, nu există piele din animale pe această mașină. Am mai zis deja că mașina asta a luat 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP, însă, ia țineți minte aici, airbag central pentru pasager și airbag central pentru șofer. Mașina asta are două airbag-uri centrale. Majoritatea mașinilor care au airbag central au unul singur și senzorul declanșează indiferent pe ce parte e lovită mașina. Aici avem senzori separați și nu știu dacă se declanșează amândouă în același timp sau doar câte unul. Totodată, mașina are și, doamnelor și domnilor, nu mai nimic nou în domeniul la chestia asta, dar trebuie spus, are și airbag pentru șofer. Deci avem așa, două față, două laterale față, două cortină și cortinele sunt și pentru față și pentru spate, două centrale, deci 8 și cu ăsta 9. Nu avem lateral spate. Nu există multe modele din această clasă care să aibă airbag lateral spate, doar cortină. Anumite vaguri au chestia asta, aici nu avem. Keyless entry-ul este normal de la buton, așa cum îmi place mie, așa cum găsim și la Hyundai, și la Kia, și la SsangYong, și la multe alte modele coreene. Mie îmi place acest tip de oglindă. De oglindă? De închidere. Și da, dacă ai blind spot assist, ai aici triunghiulețul. Însă, spre deosebire de Sporty sau de EV6 sau de Tucson sau de Sorento sau de Santa Fe, nu ai acel sistem care atunci când semnalizezi, vezi unghiul mașinii, pentru că nu poți să pui camere 360 pe mașina asta. Din acest unghi se vede suspensia independentă pe puntea spate, dar se vede și bateria pe care scrie Hyundai Kia. O să vorbim despre ea un pic mai târziu. Însă se vede că această baterie ia din garda la sol a mașinii. Deci este un SUV, un crossover-uleț, cum vreți să-i spuneți. Garda la sol este de 15 cm. Dacă ai unele din versiunile inferioare de echipare, atunci child lock-ul este de la cheie. Dar dacă ai versiuni superioare, atunci ai auto, în sensul că se blochează electric din față, de la buton. Cool! Pentru suma fabuloasă de 93 de euro puteți avea geamuri față laminate care mai aduc un plus de silențiozitate în habitaclu și pentru că aceasta este o mașină coreană, avem protecție la geamurile față. Ia să vedem dacă avem la geamurile spate. De ce? Pentru că SsangYong Tivoli n-avea. Ia să vedem. Bun, și acum hai să vedem dacă are și în spate. N-are. Apropo că tot vorbeam de volanul îmbrăcat în piele ecologică, opțiunea pe echiparea de bază este de 31 de euro. Ieftin. Și farurile cu LED sunt 464 de euro. Foarte tare. Același preț îl are și haionul acționabil electric pentru versiunea de echipare intermediară, 464 de euro. Întrebarea este, voi ce ați alege? Faruri full LED sau haion electric? Spuneți în comentarii. Și apropo de apărătoare de noroi, avem unele aici și unele aici. Dacă le vrei pe astea, 15 euro. Deci ia fiți atenți, dacă n-ai trapă, lumina ambientală e normală. Dacă ți alegi trapa, în același pachet vin și luminile ambientale cu LED. Uite-l pe Vlad. Caz în care tu îți poți seta culoarea să fie cum vrei tu. Ai culori prestabilite, le faci tu sau se asociază cu modurile de condus. Dacă te urci într-un Niro și doar geamul față are impuls, că pe spate oricum n-ai, atunci e echiparea de bază. A, și încă o chestie, am uitat să o zic la spate. Ai și sistem opțional de frânare la mersul cu spatele, ceea ce nu e nimic neobișnuit în industria asta, nimic neobișnuit la Kia. Însă, atunci când s-a testat mașina la Euro NCAP, s-a testat fără această funcție și tot a luat 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP. Pentru suma fabuloasă de 480 de euro, poți avea head-up display. Nici cei de la Kia, când au configurat mașina asta, n-au pus-o.
Nici eu nu cred că merită 480 de euro. Dacă ar fi venit în standard, da. E o funcție de care te poți folosi, dar nu e o dotare pe care trebuie neapărat să o ai. Undeva aici în spate găsim o priză de 220. E bine, priza asta costă 80 de euro și vine în spate. Puteau să o pună și în portbagaj dacă este să mă întreb pe mine. Însă în spate avem tananana, prize USB-C în scaune pentru device-urile copiilor. Puteau să le pun acolo, doar că riși să tragi de cablu, să se întindă cablu prea mult. De aici nu se mai întinde cablu și ăsta e motivul pentru care l-au ales. Și uite aici și cuierul, agățătoarea, cum vreți să-i spuneți. Eu tot îi zic mâneri de intrare în mașină. O dotare care nu este pe placul meu este încărcătorul wireless. Nu pe prima versiune, 108 euro pe a doua, standard pe a treia. Dar eu nu-l folosesc și nu l-am folosit, nu-l voi folosi niciodată. Cam așa se prezintă și camera spate. Nu o să intrăm în detaliu foarte mult la sistemul de infotainment, că e același de pe EV6, de pe Sportage, l-am prezentat în detaliu. Însă, țineți minte, cameră doar marșalier. Nu poți pune camere 360 și din acest motiv nici nu vezi când semnalizează mașina. Ei bine, ce recomand totuși să luați pentru 541 de euro? Sistemul de sonorizare Harman Kardon. Deși am ascultat niște muzică pe acest Niro care n-are Harman Kardon și se aude mai mult decât decent. Ok, înainte să trecem la alte chestii. Buton portbagaj SP off, înălțime, faruri, volanul este exact ca la Kia EV6, tabloul de bord cu mai multe moduri, absolut genial. Poți să-i pui și chestia aia de pe Sportage în care să-ți arate ziua în funcție de ora la care ești, apusul, răsăritul, noaptea, ziua, stele căzătoare, foarte mișto. Ok, sistemul de infotainment am zis e cel normal, deja ne-am obișnuit, însă ce trebuie să țineți minte? 10,25 inch, 10,25 inch. În standard ai 8 inch aici. Ce trebuie să țineți minte este faptul că pe Sportage, pe EV6, uite EV6-le acolo, ecranele au 10,25 inch. Însă au aceeași rezoluție, dar au o densitate de pixel mai mare, ce înseamnă că ecranele se văd ceva mai clare aici. Exact ca la iPhone 12 și 13 mini. Au aceeași rezoluție cu celelalte iPhone, doar că au cea mai mare densitate de pixel, mai bună decât Pro Max-urile care au aceeași rezoluție, doar că, mă rog, o rezoluție un pic mai mare, dar nu o densitate de pixel la fel de bună precum iPhone-urile 12 mini. De-aia 12 și 13 mini se văd atât de bine. Au cea mai bună rezoluție a pixelor. Așa se întâmplă și aici. Avem aceeași rezoluție ca ecranele 12 inch de pe EV6, doar că se văd mai bine. Și apropo, mașina prinde 167, deci undeva pe aici. Și de la 167 la 240, un pic cam optimist vitezometru. Așa, aici. Exact ca la EV6 și la Sportage avem controlele duble. Dacă vrei să oprești volumul, pâc. Dacă vrei să oprești climatizarea, să pornești, pâc. Multă lume nu știe că de aici se oprește climatizarea la modelele Kia. Și asta e una dintre puținele mașini care are așa. O priză de 12V, un USB-A, un USB-C, două USB-C și o priză de 220. Deci are toate tipurile de priză pe care ți le-ai putea dori într-o mașină. Butonul de start cu folie pe el, buci calde, buci reci, volan cald, auto hold, sistem de parcare electrică, scaute, scaune încălțite, senzori de parcare și butonul de cameră pe care vi l-am arătat mai devreme. Bum, bum, aceste suporturi de pahare magice și o cotieră care e mai mult deschisă. Zici că e un dinte cu o carie, cum am avut eu măseaua înainte să mi-o fac. A, așa. Și despărțitor pentru cotieră. Deci, un model destul de practic și scaunele ergonomice, susținere laterală decentă, bună, însă nu sunt scaune în care să te înfunzi. Sunt scaune bune, ergonomice, dar nu sunt fotolii să te înfunzi în ele. Nu, sunt bune. Consider că la drum lung n-ar fi problemă de oboseală, dar o să vedem când o să apucăm să conducem mașinuța. În spate mereu este binevenită bancheta cu mai multe poziții, astfel încât să stai confortabil în spate. Cu toate astea, șezutul e surprinzător de lung și, într-adevăr, scaunul este puțin ridicat. Stai în spate similar cum stai, nu mă refer la spațiu, mă refer la și spațiu ai, și la cap și la picioare. Mă refer ca și poziție. Bancheta un pic ridicată, stai puțin cu picioarele ridicate, asta din cauza podelei. De fapt, bancheta e unde ar trebui să fie, podeaua e înaltă din cauza bateriilor și atunci stai cu picioarele puțin ridicate. Dar în rest nu prea am ce să-i depășesc. Cotiera e aici înaltă, două suporturi de pahare, plase, lumină în spate, evident USB-C-uri, e... Are o ofertă de spațiu bună pentru clasa asta. Undeva la 4,4 m. E similar în dimensiuni la lungime cu o Mazda 3, cu o Honda Civic, în clasa superioară a compactelor. Nu e încă Sportage, care a trecut de 4,5 m, dar nu e nici Exceed, care e mai scurtă. E undeva între.
O chestie pe care nu o observ de la început este faptul că avem luminiță la frang. Ok, deci mașina a rămas un model cu tracțiune față. Motorul electric, și aici e marea întrebare, are aceeași putere ca cel trecut, adică 204 cai putere, însă cuplul maxim a scăzut de la 395 Nm la 255 Nm. Întrebarea următoare, e același motor și e limitat din soft. Motivul pentru care are acest cuplu este faptul că mămicile care duceau copiii la școală se plângeau că mașina arde cauciucuri și când apasă pe accelerație se învârt roțile în gol. Și, într-adevăr, la Soul, la Niro, la Hyundai Kona electric, cuplul ăla era un pic prea mult. Nu știu dacă e alt motor să fie mai eficient, e același motor cu mai puțin cuplu ca să fie mai eficientă sau e același motor cu cuplu mai puțin pentru că se plângeau mămicile de mașină. E bine, chiar și așa, cu 255 Nm, mașina asta face 100 în 7,8 secunde, 167 viteză maximă și are o greutate undeva la 1700 și ceva de kg, aproape 1800 de kg la gol. Bateria, ați văzut-o mai devreme, a mărit-o puțin, 68 de kWh brut, 64,8 net, autonomie declarată 463 km, deci 463 de km, înainte erau 455, eu am scos 550 cu vechea generație, sunt curios cât o să scot cu generația aceasta. Cum ar zice Andrei Vereștiu, bateria îi litiu polimer, nu e litiu ion. Și avem așa, încărcare AC de 11 kW. Dacă vrei să o încarci de acasă la 2,2 kW, 2,3, atunci se încarcă în vreo 28 de ore. Se încarcă de la 0 la 80 în 7 ore la 11 kW pe Type 2 și dacă alegi CTS-ul, se încarcă la 80 de kW, de la 0 la 80 în 41 de minute. Însă, ce e interesant este faptul că viteza medie de încărcare rămâne la 70 de kW, de la 10 la 80%, ceea ce înseamnă că nu scade. Iar asta e un lucru bun. Multe mașini electrice au o curbă de încărcare destul de nasoală și o iau în jos pe măsură ce înaintezi în încărcare. Aici viteza medie este de 70. E foarte, foarte bună. Alt detaliu pe care trebuie să țineți minte, luminița a dispărut numai în bord. Luminița cu gradul de încărcare este aici. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să te uiți pe geam, s-ar putea să nu o vezi din cauza asta. Opțional, avem pompă de căldură, costă 1.600 euro, exact costă la Kia EV6 și, după părerea mea, este o opțiune pe care trebuie să o cumperi pe orice Niro electric. Totodată, avem și sistem de preîncălzire baterie, ăla costă și el 155 de euro, deci undeva la 1.161 de euro. Și ce mai recomand eu să luați este V2L, adică Vehicle to Load și Vehicle to Vehicle în același timp, poate furniza până la 3,5 kW, electrocasnicelor, gospodăriei și altor mașinuțe. Și vine și cu un conector dedicat. Gata, și cam ăsta a fost episodul cu Kia Niro. Așteptăm până vine unul matriculat să-l putem lua la test drive. Până atunci eu trebuie să zbor de aici că vine Micșunescu să-l filmeze și cam asta a fost. Aștept părerea voastră în comentarii. Ne vedem la un următor clip. Nu uitați că aveți link-ul cu grupul de Telegram cu abonații în descriere. Cam atâta. Like, share, subscribe. Mulțumesc că mă urmăriți. Giveaway dacă avem giveaway. Până data viitoare, mă înclin. Mașini cu Lucii Popa se încheie.